Cu pași mici, dar siguri, agricultura în Olt începe să se dezvolte în mod organizat. După înființarea mai multor cooperative care s-au alăturat proiectului prin care se distribuie marfă românească în supermarketuri, acum asociațiile își pot livra produsele prin Casa de Comerț Agroalimentar Unirea. Aceasta este o firmă a statului care ar trebui să umple golul care există între producători și piața reală. Mai exact, va exista o rețea foarte bine pusă la punct prin care marfa românească va ajunge direct în magazin cu produse 100% autohtone. Toate bazinele din Olt și un bazin din Old și vor primi acele corturi de care tot vorbim. Acea, acele corturi sunt, să spun așa, o variantă rapidă de a sorta, de a strânge o parte din legume în acele corturi. Pasul 2 este ca acele corturi să le uh, conectăm la un mare depozit care va fi la Slatina. Depozit... Uh, cu temperatură controlată, care va face conexiunea cu toate magazinele pe care această casă, undeva la 80 de magazine, la nivel național minim, le va construi sau le va uh, realiza în perioada următoare în toată țara. Numărul mare de legumicultori care au accesat programele guvernamentale i-a determinat pe reprezentanții Casei de Comerț Agroalimentar Unirea să înființeze depozitul la Slatina. Din acest spațiu identificat deja de organizatorii proiectului, marfa va fi distribuită către magazinele cu produse românești. Acest mare depozit centru logistic regional să conecteze magazinele de pe trei rețele, vorbim de Slatina Timișoara, Slatina Vâlcea Sibiu Cluj, Alba Iulia Cluj și a treia rețea Slatina Pitești București, unde Bucureștiul va avea peste 20 de magazine cu produse 100% românești realizate de fermierii români. Astfel, micii fermieri își pot vinde marfa în mod organizat și la un preț competitiv, iar începând cu anul următor, reprezentanții societății vor acoperi și o parte din cheltuielile cu înființarea culturilor, pentru cei care se alătură proiectului. Casa va finanța inputurile pentru 2020 la toți producătorii din cooperativele respective, în sensul că trebuie să avem aceeași calitate, aceleași soiuri, să spun de legume și așa mai departe. Deci e o întreagă strategie care se lucrează la ea. Florin Ciobanu, consilierul Ministrului Agriculturii, preconizează că magazinul cu produse românești de la Slatina va funcționa chiar din această toamnă.